Cristi, al doilea meci ca titular la Galda, din postura de junior, ai venit de la echipa a doua, ești fiul al locului, să zicem. Cum ți s-a părut meciul de astăzi? În primul rând, bună ziua. Da, mi s-a părut foarte incitant, foarte greu pentru noi. Ce să zic? Dacă muncești, ajungi foarte sus. Dacă nu, rămâi jos. Ești cel mai bun exemplu? Nu cred. Nu știu. Mă refer, ai muncit să ajungi la prima echipă, nu? Da. Cum te simți? Poate spune numai domnul Ciocan. Cum te simți aici? Mă simt foarte bine. Sunt aproape de casă, lângă colegi. Colectivul este foarte bun. Ce să vă spun? Ai simțit și tu puțin așa panica la Galda? Un pic din ea. Nu chiar de tot, un sfert. Cum ai descrie echipa? Așa, pe scurt. Pe scurt? Familie, a doua familie. Îți mulțumesc mult și îți urez mult succes în continuare. Mulțumesc.